Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie. Domnule președinte, vă rog să luați conducerea. Bună ziua, stimați colegi, prezenți și colegi, stimați colegi din online. Vă propun, dacă am studiat punctele pe ordinea de zi, să trecem direct, nu mai citim toată ora asta în conformitate cu alineatul. Trecem direct la aprobarea ordinei de zi. Proiectul de ordine de zi de astăzi. Punctul 1. Aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din 31.10.2022. Adică aprobarea proiectului de zi de astăzi. Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotriva în online, în unanimitate s-a votat aprobarea proiectului de zi în ședinței de astăzi. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2022. Cine este pentru? Avem voturi împotriva, abțineri, unanimitate de voturi, s-a votat și punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6.10.2022. Cine este pentru, vă rog? În online, dacă avem voturi împotrivă, abține. S-a votat în unanimitate de voturi și punctul numărul 3. Punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 15.10.2022. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține. Trecem la punctul, s-a votat în unanimitate și punctul numărul. Punctul numărul 5. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.10.2022. Cine este pentru? Abțineri sau voturi împotriva? S-a aprobat în unanimitate și punctul numărul 5. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2022-2023 în orașul Dărmănești, județul Bacău. Domnul primar, dacă aveți ceva de... Câteva precizări, am vorbit cel pe comisii. Programul operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2022-2023 reglementează modul în care vom interveni în perioada sezonului rece pentru dezăpezire. Am făcut precizarea și la comisii că dezăpezirea o facem în regie proprie, cu baza auto pe care o avem la dispoziție și spuneam că avem două autovasculante cu lamă și sărăriță, bulbo-excavator cu lamă și sărăriță, tractor echipat la fel, lamă, sărăriță, vol autogreder și așa mai departe. În bază avem 1000 de tone de nisip ca material antiderapant și 100 de tone de sare. Pentru fiecare stradă și pentru fiecare zonă am alocat un număr de utilaje și câte un responsabil. Și în anii anteriori, tot ce ține de dezăpezirea în sezonul rece a fost asigurat în regie proprie de către primărie și sperăm că și anul ăsta ne vom achita de sarcini. Dacă sunt întrebări, dacă nu, mulțumesc. Punem la vot punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru așa? Votul împotrivă sau abținere? În unanimitate de voturi s-a votat. Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2023. Ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416/2001. Domnul primar, aveți ceva de precizări? La fel, în fiecare an, aprobăm prin hotărâre de Consiliu planul de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești, privind activitățile prestate de către beneficiarii de ajutor social. În anexa 1 la proiectul de hotărâre avem detaliat obiectivele specifice, acțiunile și măsurile pe care le vom întreprinde cu beneficiarii de ajutor social, termenele de realizare
în funcție de anotimp, resursele alocate și, sigur, responsabili pe fiecare obiectiv. Spuneam că și acest proiect de hotărâre este repetitiv. În fiecare an venim și aprobăm acest plan de acțiuni și lucrări de interes local, în așa fel încât în fiecare zi știm cum sunt alocate resursele umane care beneficiază de legea 416. Dacă aveți întrebări, acum ne mulțumesc. Vă rog, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține, nu unanimitate de voturi, s-a votat și acest punct de ordine de zi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Dărmănești, județul Bacău. Domnul primar, aveți câteva. Dar vreau să fac câteva precizări legat la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Spuneam pe comisii că în baza hotărârii de guvern UAP orașul Dărmănești a fost alocată suma de 300.000 de lei. Mai avem o creștere din taxe și impozite de 93.000 de lei. Această sumă de 300.000 de lei este alocată în special pentru plata lucrărilor pe care le avem la proiectele cu fonduri europene, deci plata pentru investiții. Parte din acești bani sunt alocați și pentru cheltuieli de funcționare și în mare am vorbit despre banii pe care i-am alocat pentru învățământ. Este o rectificare pozitivă. Sperăm să reușim până la sfârșitul anului să ne achităm de toate sarcinile pe care le avem și în special aici, mă refer la plata utilităților. O să o rog pe doamna contabilă să le facă câteva precizări, pentru că am avut detaliat pe comisii. Da? Vă rog. Propun aprobarea unui creșteri cu parte de venituri pe funcția dumneavoastră cu 393.000 bani provin din acea ordonanță de urgență, hotărâre de guvern și din impozite pe teren cu creșteri de 86.000. Iar la parte de cheltuieli, parte de investiții, din aceștia 147.000 au fost alocați, să spun mai departe, de investiții, pentru reparații capitale la pavilion recuperare, Corp C3, ca spital, 67.000, extindere rețea de apă în cartierul Vătulești, 20.000, și studii și proiecte, 100.000. Au mai fost luați din partea de extindere rețea gaze la Foș, 40.000, pentru parte de studii și proiecte. Pe SUSAE avem tot așa o creștere de 16.000 din venituri din prestări servicii, chirii, închirieri, așa, și iar în parte de cheltuieli aducem modificare pentru 25.000 pentru reparații cămin cultural Lacoș. Pentru ce am discutat noi, instalația electrică la Lacoș. Mulțumesc, Monica. Dacă aveți întrebări, dacă aveți ceva completări, fac eu precizarea că începând din luna octombrie, contabil șef este doamna Nădejde Monica, prin preluare de atribuții prin dispoziție de primar, pe o perioadă limitată de 6 luni, odată cu ieșirea la pensie a doamnei contabil șef Mireuță Ifrim Eugenia, căruia îi mulțumim pentru colaborare, pentru felul în care, timp de mulți ani, a reușit să coordoneze activitatea serviciului de impozite și taxe și sigur că am reușit împreună să facem acele investiții de care comunicarea a dat. Mulțumesc, domnule președinte, vă rog. Supunem la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abține, avem și în unanimitate de voturi, trecem la punctul 9 de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea partizării locuințelor construite prin ANL, situate în orașul Dărmănești. Dacă aveți precizări, domnul primar. Spuneam și pe comisii că în fiecare an avem 3 hotărâri de adoptat, hotărâri care țin de
blocurile ANR pe care le avem. Una dintre hotărâri se referă la lista de repartizare a locuințelor, una se referă la lista de priorități și cealaltă la costul pe care trebuie să-l plătească cei care solicită o locuință ANL. În cazul de față, aprobăm lista de priorități, conform anexei 1, spuneam că în fiecare an, în luna octombrie, începutul lunii octombrie, UAT Oraș Dărmănești solicită celor care beneficiază de o locuință sau care vor să beneficieze depunerea unui dosar, sunt niște documente care sunt prevăzute de lege. Avem o comisie care evaluează fiecare solicitare. În cadrul comisiei respective, conform regulamentului pe care l-avem aprobat și conform legislației, se stabilește un punctaj și așa mai departe. În cazul de față, aprobăm lista de priorități conform anexe 1. Dacă aveți ceva întrebări, dacă aveți ceva înlăburiri, dacă nu, supuneți la vot. Nu supunem la vot. Cine este pentru? O abținere. O abținere. O abținere. Pot face bine. Dacă avem voturi împotrivă, trecem la punctul 10 pentru ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL, situate în orașul Dărmănești. La fel în acest proiect, dacă în primă fază aveam o listă cu priorități, în cadrul hotărârii de față aprobăm lista de repartizare. Practic, între lista de priorități și lista de repartizare e similitudine. În cazul listei de repartizare, fiecare solicitare, fiecare cerere, fiecare dosar, fiecărui dosar este atribuit și un spațiu locativ, un apartament sau garsonier. Dacă aveți întrebări, mulțumesc! Mulțumesc la vot! Aprobarea listei de repartizare. Punctul 10. Cine este pentru? O abținere. Și votul împotrivă? Deci, o abținere, da? Punctul numărul 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Dărmănești. Cea de-a treia hotărâre se referă la cuantumul chiriilor aferente contractelor de închiriere, ținând cont de valoarea de investiție a imobililor prevăzută în anexa 1. Și aici legiuitorul reglementează în funcție de vechimea spațiului locativ, de cel care ocupă spațiul locativ, de venit, de vârstă, reglementează, spuneam, cât costă această chirie. Și de asemenea, noi mai spunem aici când încheiem aceste contracte, când intră în vigoare și ce valoare au aceste contracte, ce perioadă. Dacă sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, ce este pentru? Votul împotrivă, o abținere. Pot face da, da. Mergem mai departe. Punctul numărul 12 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în vederea cumpărării imobilului teren în suprafață de 511 metri pătrați cu numărul cadastral 61.620, având categoria de folosință curți construcții situat în strada Energiei numărul 47, orașul Dărmănești, de Turbac. Dacă aveți precizări, domnul primar. Da. Așa cum am spus și pe comisii, suntem în plin proces de construire a unei săli de sport la Liceul Tehnologic Dărmănești. Sala de sport are ieșire în strada Energiei. Terenul pe care se construiește această sală de sport a fost pus la dispoziție de UAT Oraș Dărmănești, dar pentru a avea o parcare mult mai generoasă pentru profesorii de la Liceul Tehnologic și cei care vor beneficia de viitoarea sală de sport, propunem achiziționarea unui teren în imediata vecinătate a proprietății Liceului Tehnologic, în suprafață de 511 metri pătrați, care astăzi este proprietatea doamnei Sândulescu Miluța.
pe acest teren de 511 metri pătrați, noi am făcut un raport de evaluare, am avut o discuție cu proprietarul terenului care și-a manifestat intenția de a-l vinde și intenția noastră, dacă vom deveni proprietari, este să amenajăm o parcare care va, eu știu, rezolva problema, va deservi undeva în jur de 50-60 de locuri de parcare pentru, în special pentru liceul tehnologic. Nu aveam unde să facem o parcare și una din intențiile noastre era în interiorul liceului, curții liceului, să amenajăm acea parcare. Am văzut că nu era cea mai bună soluție pentru că de multe ori copiii alergau printre mașinile parcate în interior. Și atunci, dacă vom deveni proprietari acestui teren, vom dezvolta, dincolo de faptul că deschidem accesul către sala de sport mult mai și facilităm lucrul ăsta, rezolvăm și această problemă a parcării pe care cei de la liceu au solicitat-o de mai mulți ani. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru vot? Avem voturi împotriva sau abține? În unanimitate. Nu s-a votat. Și punctul 12 de ordine de zi. Trecem la punctul numărul 13 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobiliului teren în Cravilană, suprafață de 511 metri pătrați, fără cadastral 61.100 având categoria de folosit secur construcții, toată în strada energiei, numărul 47, oraș de Mânt, județul Bacău. Este vorba de acest teren care, acum trebuie să aprobăm cumpărarea, dacă sunteți de acord, cu cumpărarea acestui teren în Părgeană. Da. Aici, la fel, câteva precizări, dacă suntem, eu știu, de acord cu cumpărarea. Noi am făcut un raport de evaluare. Astăzi, prin acest proiect, ne însușim raportul de evaluare făcut de un expert autorizat. Am văzut că valoarea acestui teren ar fi undeva la 26.000 de lei. Am avut o discuție cu proprietarul și am spus că putem să oferim la resursa financiară pe care o avem de maxim 20.000 de lei și să ne ocupăm noi și de plata, eu știu, ce ține de taxele suportate la notar, le suportăm noi. Și vom, după acest proiect de hotărâre, vom solicita tot ce ține de extrase de carte funciară și așa mai departe și dacă vom finaliza tot ce ține de partea de acte, sperăm ca până la sfârșitul anului să achiziționăm acest teren. La momentul ăsta nu avem banii, cred că, în bugetul local alocat, dar până terminăm cu cadastre și așa mai departe, cred că vom mai avea o rectificare și vom pune cei 20.000 de lei. Repet, acest teren este util pentru, în special pentru liceul tehnologic, pentru că vom avea acolo parcare generoasă. Da. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări la acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, s-a votat în unanimitate și acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 14 de pe ordinea de zi este punct diverse. Dacă vă să scrie... Câteva precizări vreau eu să fac la diverse și... De ce nu s-a numit toate proiectele înscrise pe ordinea de zi? Deci toate avizele înscrise pe ordinea de zi au avut avize favorabile de la comisiile de specialitate înainte de a intra în ședința la spune domnul secretar. Da? Deci toate avizele au fost luate pe fiecare. Deci toate punctele de pe ordinea de zi au fost avizate și în comisii. Da. Câteva lucruri, înainte de a se scrie colegi, câteva lucruri vreau să precizez eu. Ați văzut în presă, pentru... E necesar să clarific acest lucru. Prefectul județului Bacău a făcut câteva precizări legate de proiectul de aducțiune de la baraj Poiana Uzului la stația de la Cărămoaia, cum că noi am fi fost, noi ca autoritate publică, cei care am blocat această investiție. Dacă trebuie să fac câteva precizări, le fac. În primul rând, UAT Oraș Dărmănești susține toate investițiile cu fonduri europene, indiferent cine este titularul de proiect sau beneficiar.
În al doilea rând, vreau să vă spun că începând din 2017 am avut prima solicitare din partea Companiei Române de Apă Bacău pentru acest proiect, CRAB Bacău, și primul traseu propus de cei de la CRAB era prin cartierul Brădulești, pe străzile pe care noi le-am asfaltat. Ca să introducem o conductă de apă brută, care am învățat din practica anilor trecuți, că sunt o grămadă de probleme la aceste conducte, că sunt o grămadă de avarii, creează disconfort cetățenilor și așa mai departe, dincolo de faptul că noi pe străzile respective avem și canalizare și aveam și asfaltare. Îmi aduc aminte că atunci, la acea vreme, am dat un aviz negativ pentru traseul propus de consultant, pentru că acel aviz era dat dintr-un birou de la București sau unde a fost dat, nimeni n-a făcut o vizită în teren, și am propus ca o comisie mixtă formată din reprezentanța ai CRAB-ului, ai consultantului, ai proiectantului și ai UAT Oraș Dărmănești să se deplaseze în teren și să stabilească un nou traseu. În solicitările avute de la consultant, dacă mi-am aminte, acest traseu trebuia să fie pe domeniul public. Personal a fost, nu odată, de mai multe ori, cu arhitectul șef și cu această delegație care era numeroasă, de la Baraj și până la stația de la Cărăbaia, și am stabilit un traseu care înseamnă drumuri publice. Deci drumuri care aparțin UAT-ului, drumuri mai puțin asfaltate, n-am intrat prin zona asfaltată din Brădulești, ci am intrat în zona de lungă. Am dat acele aprobări prin hotărâri de Consiliu. Sunt două hotărâri de Consiliu. Este o hotărâre de Consiliu dată în 2018, prin care noi introducem în domeniul public acele trasee, care înseamnă drumuri comunale. Le-am cadastrat, am prezentat proiectantului și consultantului extrasele de carte funciară și așa mai departe. În 2020, cred că s-a făcut proiectul și așa mai ce-au făcut ei, am predat amplasamentul la fel cu acele drumuri pe care noi le-am introdus în domeniul public și care sunt puse la dispoziție și la acest moment. Constatăm cu stupoare că prefectul județului Bacău, dezinformat de cei de la CRAB, ne impută nouă niște lucruri care nu sunt adevărate, cum că noi am aprobat ca anumite porțiuni din această conductă să treacă prin casele unor oameni. Sigur că am făcut și un comunicat de presă în care am dezmințit ceea ce mi s-a spus. Nu știm din ce motive. Proiectantul, repet, fără să respecte acele trasee pe care noi le-am pus la dispoziție, în 5 zone din traseul conducte care are vreo 9 km, a părăsit zona pe care noi am pus-o la dispoziție și de capul lui a stabilit alte trasee. Una din zone este în cartierul de Rom. În două locuri proiectul sau traseul proiectat părăsește drumul public și o ia prin grădinile unor cetățeni. Noi am solicitat și vom transmite o adresă către CRAB să ne spună care au fost considerentele proiectantului și consultantului de a părăsit traseul opus la dispoziție de UAT Oraș Dărmănești și au luat-o prin grădinile unora. Cred că este o lipsă de informare, în primul rând, a proiectului, a prefectului. În al doilea rând, cred că este o lipsă de profesionalism a celui care a proiectat traseul respectiv, pentru că avea un traseu intabulat și el trebuia să se încadreze acolo, sau dacă a constatat că trebuie neapărat să schimbe acel traseu, deși în proiect spunea că se va implementa proiectul doar pe trama stradală, trebuia să vină cu niște planșe să ne justifice de ce schimbă traseul și, prin aprobarea noastră, dădeam voie să schimbe traseul. N-a luat nimeni la cunoștință de solicitări de genul ăsta și, vezi, Doamne, poate incompetența unora încearcă să o transfere către noi. Din punctul nostru de vedere, ca și autoritate publică deliberativă, ne-am asumat de toate sarcinile, am răspuns la timp, am dat acel traseu, l-am intabulat pe banii noștri, pe cheltuiala noastră. Nu știu ce probleme au găsit dumneavoastră, dar, repet, este, din punctul meu de vedere, o
informare precară a prefectului județului Bacău de către cei de la CRAP. I-a rugat să vină să vadă teritoriul, unde e drumul, unde e proiect. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări... După ce ați dat comunicatul, care a fost reacția prefectului? Eu dacă nu zice nimeni nimic, nu știu. Dar vedeți, la momentul ăsta, conducta sau firma care îi produce, implementează proiectul ăsta, lucrează, nu avem niciun fel de probleme. În zona unde lucrează nu sunt deviate de la traseu. Da, cred că 100 și ceva de metri de conductă deja au făcut-o, dar vreau să vă spun cât de dezinformare și dezinteres din partea unor autorități care ar trebui să fie prezente aici sau unor, în special la beneficiar. Eu trebuia să fie în teren să vadă de unde se procede. Nu am împiedicat noi cumva, am susținut, am răspuns. Este un dosar de corespondență de câteva, peste 100 de pagini. La fiecare solicitare am fost primii care am răspuns, dar, repet, pentru că noi, autoritatea publică locală, decide ce investiții are, unde le face, ce restricții sunt, pentru că sunt niște restricții fantastice după introducerea unei astfel de conducte pe traseu, ne rezervăm și dreptul de a decide pe unde trece acea conductă. Pentru că dacă cetățenii noștri vor să se mai dezvolte în zona respectivă, cu siguranță nu pot, pentru că au stânga-dreapta acele restricții după ce se implementează proiectul. Mulțumesc foarte mult! Dar să zic eu ceva de vă rog, vă rog. Da. În primul rând, la începutul discuției colegii nostru, Potfașului, chiar mi-am notat de mai de mult chestia asta. Branșamentul la funcțiune de apă, adică dacă vrei să te branșezi pentru apă, dar nu e o conductă pe banii noștri, Consiliul Local cu Primăria, la Sălătruțul, Brătulești, este, într-adevăr, 1.050 de lei. 10.500.000 în bani vechi. Vreau să vă răspund. Este extraordinar. Mulțumesc că am înțeles. Este extraordinar de mult și după ce că nu e investiția proprie a CRAP-ului, mi se pare ieșit din comun. Și atunci, degeaba noi investim ca să ducem apa la poarta cetățeanului, el nu-și permite. Are pensie de 700 de lei, nu-și permite să dea 1.000 și ceva de lei ca să branșeze. Și exact ce spunea Mihai, te pune să-ți sari groapa, să-ți cumpere apometru, adică nu mai face, spune sigilul. Nu avem o treabă cu muncitorii de la CRAP care fac chestia asta. Asta e politica firmei CRAP. În afară de faptul că noi suntem aia care dăm apa la Bacău, adică barajul este pe teritoriul Dărmăneștiului și CRAP-ul trebuia să fie la Dărmăneștiul la Bacău, nu cred că e logic să plătim așa sumă. În primul rând, costurile sunt foarte mari și nu se justifică. Pentru că acele taxe de 1.000 de lei pentru racord la apă sau canalizare ce avem noi acolo sunt foarte mari în condițiile actuale. Și am să solicit scris companiei de apă să justifice de ce prețurile sunt atât de mari în condițiile în care cetățeanul și ia toate echipamentele. Al doilea punct foarte important. Există o axă de finanțare pe PNRR care spune că putem să ne racordăm gratuit la apă și la canalizare în condițiile în care, în regim de urgență, fiecare cetățean care are un venit pe membru de familie mai mic de salariul minim pe țară, adică 2.550 de lei. Deci, dacă un cetățean are venitul net mai mic de 2.550 pe membru de familie, adică în proporție, cred că de 80% din Dărmănești sunt în situația asta, dacă sunt 4 membri în casă și are venit de 9.000 și ceva de lei net, se încadrează. Deci 2.550 de lei de membru de familie. Să vină în regim de urgență la primărie, pentru că noi depunem o aplicație în parteneriat cu CRAP-ul. Titular de cerere de finanțare este CRAP-ul și ne-a cerut, noi am dat și un anunț pe CRAP-ul. Toate persoanele care se încadrează la acest capitol al venitului și care nu sunt astăzi racordate la apă sau nu sunt racordate la canalizare, să vină în regim de urgență la primărie, la serviciul asistență publică, la domnul director Popa Cristi, să semneze că este de acord ca noi, în numele cetățeanului, să depunem această aplicație, să o transmitem către CRAP și CRAP-ul să
aplice la această axă. Cred că este până pe 2 noiembrie deschisă aplicația asta. Noi am spus să avem situația cu lista cetățenilor care se încadrează, dar nu avem semnătura stânga-dreapta. Deci, în momentul ăla, în regim de urgență. Aceste sume de bani sunt din fonduri europene, nu costă nimic cetățeanul, da? Este vorba de 1000 și ceva de euro alocat pe fiecare, familie în parte. Și acolo unde avem canalizare și nu sunt racordați cetățenii, fac solicitarea și pentru canalizare, unde avem doar apă, fac pentru apă. Deci în cartierul Sălătuc, Plopul, Părubei, nu avem canalizare, deci acolo nu avem ce discuta de canalizare. Dar poate sunt cetățeni care nu s-au racordat la apă și să vină în regim de urgență să se solicite. Deci, de ce suntem presați de data asta de 2 noiembrie? Pentru că aplicația se deschide, cred că, pe 8 sau 5 noiembrie. Da. Și se deschide pe 5 noiembrie. Și este, pe principiu, primul venit, primul servit. Deci, cu cât mai repede depunem această solicitare către CRAB, cu atât mai repede putem sau avem șanse să obținem finanțare. Deci, încă o dată, deci limita de venit este venitul net să fie maxim cât salariul minim brut pe țară. 2550. Deci cei care aveți venit net pe membru de familie mai mic de 2550 de lei, sunteți eligibili, adică puteți solicita gratuit racordat. Numai că trebuie să avem acceptul dumneavoastră. Și colegii mei la asistență socială au pregătit cu nume și prenume fiecare titular de rol agricol, că titularul de rol practic depune cererea asta și doar trebuie să avem semnătura noastră, putem noi să semnăm în locul nostru. Deci cei care sunteți acasă și care doriți să beneficiați de lucrul ăsta, până pe 2 noiembrie vă rog să veniți la primărie, să semnați, durează exact un minut, să vă dați acordul pentru a depune noi în numele dumneavoastră această aplicație. Sunt cetățenii care nu sunt acasă. Cetățenii care nu sunt acasă pot trimite un puternicit pe cineva, dacă nu, s-a închis axa și nu pot beneficia. Deci cei care nu sunt acasă... Nu puteți anunța care nu știu. Am dat anunț pe site-ul primăriei, vom încerca să trimitem și poliția locală. Mataia și locale. Da? Deci cei, toți cei care văd această ședință, să rugați să vină la primărie. Da, știți ceva, joia, în zona Târgului, nu se respectă parcările și mulți bani. Nu se respectă multe și în joia, vedeți că noi în fiecare joi facem niște acțiuni cu Poliția Locală, Poliția Națională și nu numai, pentru a respecta tot ce ține de neregulile de joi. Mulți din cauza nu se respectă. Și ca propunere pentru viitor, la grădinița, un program pe logistic în zona Poștei. Da. Trebuie niște semnalizări din grădini cu copii, dar pe viitor probabil ar fi bun un generator și acolo și pe la majorul la bază. Cred că ar fi de preferat un generator. Dacă mai sunt ceva, mulțumesc. Aveți cumva cunoștință de vreo dispoziție de la mediu cu privire la conductele care au rămas îngropate și nu mai sunt în funcțiune, mai mari în diametru de 600? Nu. Dispoziție la ce? În sensul că vor trebui recuperate? Știu că anul trecut fosta rețea de apă brută care pleca de la baraj la Bacău, din tuburi Premo, proprietar fiind primăria municipiului Bacău, a fost scoasă la licitație, nu știu ce a fost, de către, cred că de primăria municipiului Bacău, și să fie acele tuburi recuperate. Și au venit și pe la noi niște indivizi care vreau să scormonească pe aici prin zonă și am cerut, acolo unde sunt pe proprietățile private, să negocieze cu proprietarul, să-i strice terenul și după aia. În rest, noi nu avem nicio hârtie. S-au scos pe zona, paralel cu calea ferată, de zona Vermești. Vă spun că am auzit o discuție referitor la conducta de gaz în zona germăneastră. Știți că ea a fost deviată. Da, da. Iar vechea conductă urmează căile de acces. Deci noi avem o hotărâre de Consiliu care reglementează intervenția pe domeniul public.
toți cei care vin să solicite or, tot felul de așa, trebuie să fac o adresă scrisă la noi, trebuie să vedem pe unde, ce și au mai venit niște firme care vreau să recupereze cablul de fibră optică, nu știu. Și când au aflat cât trebuie să plătească pentru refacerea terenului, s-au lăsat totul bani. Adică nu avea nimic concret. Acolo conducta, parcurge căile de acces. Deci, oricine solicită așa ceva, trebuie să facă scris la noi și să ia avizul și să... Da, nu, nu avem nimic. Îmi scrie cineva la cuvânt? Da. Vă rog, o întrebare. Vă rog. Poți să întrebați o anumită persoană dacă se trece pe taxă locală pentru servicii neefectuate. Eu am spus că așa ceva nu cred că se întâmplă la Dămări. Și dacă puteți, nu știu, am pus deci, o întrebare... Pentru servicii neefectuate? Nu se percepe taxă. Eu nu am niciun fel de cunoștință că există vreo hotărâre care să perceapă vreo taxă. Da. Mai departe... Da. Dar poate că sunt unii care interpretează în fel și chip. De exemplu, dacă e vorba de salubritate, noi avem o problemă care sună cam în felul următor. 20% sunt oameni serioși și își plătesc taxa în funcție de numărul de oameni care sunt la adresa respectivă și 60, 70, 80% spun că ei nu-și pot numai. În fiecare lună, operatorul de salubritate încarcă de la Dărmănești vreo 150 de tone de gunoi, dar nimeni nu le scoate. Am trecut pe la porțile cetățenilor și avem o campanie, am mai avut o fiecare cetățean, scoate la poartă de nu se poate. Mai ales că o parte din cei care scot la poartă gunoiul respectiv, n-au declarat nimic la impozite și taxe. Deci avem aici o problemă de seriozitate a unora dintre noi. Știți ce, domnul Plum, bănuiesc că e vorba despre ea care locuiesc prin în străinătate, dar au o casă, dar nu locuiește nimeni. Da. Și acolo se plătește, este o hotărâre de noastră. La săptămâna trecută am văzut să plătește... Poliția locală își notează și o face, să știți că mai avem o problemă. Există o casă cu proprietar, cu rol, așa avem hotărâre de... Așa. Plătește pentru cetățean. Mai e o problemă, să știți că noi, la groapa de gunoi, ducem gunoi menajer. Gunoiul menajer înseamnă gunoiul care rezultă de la mine în bucătărie ce avem acolo. Nu e gunoi menajer, nici cocenii din mătină, nici bălegarul de la vaci sau de la porci, nici măturatul prin ogradă, nici deșeuri din demolări, nu înseamnă asta. E vorba de gunoi menajer. Iar separat avem gunoiul sau, eu știu, materialul reciclat, colectarea selectivă, care e altceva. Ei, acești colegi de-ai noștri din gradul Poliției Locale verifică și ce avem noi în acele container, pentru că de foarte mult nu scoatem gunoi menajer. Și când mașina care colectează la Dămănești ajunge la groapa de la Bacă, o avem o problemă. Pentru că cei care sunt la groapă se uită ce aduc de la Dămănești. Dacă găsesc altceva decât gunoi menajer, întoarce mașina înapoi. Și de-aia noi suntem, trebuie să mergem pe gunoi menajer, nu mergem pe altceva. Da. Mulțumesc și... Discuții, închidem ședința de azi, vă mulțumim pentru participare. În țările scandinave nu se plătește apa. Noi suntem în zonă de pericol. Da, să fie fata.